Pe 29 august de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, creștinii devotați trebuie să țină post negru sau aspru, fără carne, lactate și ouă. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia. Mama sa, Elizabeta, era descendenta lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Isus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavril, lui Zaharia, în timp ce acesta avea slujbă la templu, pentru că nu va da crezare celor vestite de Îngerul Gavril, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Una dintre cele mai respectate tradiții este practicarea postului negru. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorului este sărbătoarea care încheie anul bisericesc în calendarul ortodox român. În această zi nu se bea vin roșu și nu se mănâncă roșii, carne roșie, zacuscă, ardei roșii, sos de tomate, pepene roșu, ketchup și așa mai departe, pentru că simbolizează sângele scurs al Sfântului după decapitare. Nu se mănâncă legume și și fructe rotunde, ce au forma capului roșii, pepene, portocale, mere boabe de cafea, boabe de cereale boabe de mazăre, boabe de fasole smochine, nuci, alune, ghinde pere, struguri. Nici burger sau pizza care au formă rotundă sau kebab care conține tomate, carnea gătită, salată, varză sau cartofi nu se consumă alimente în cruce ca usturoiul. Cei ce nu pot să țină post negru pot mânca doar alimente care nu sunt de culoare roșie, nu sunt tăiate și nu au formă rotundă. Se pot consuma franzelele de pâine, miere, banane, biscuiți, spanac, urzici, morcov, castraveți și se poate bea ceai și apă, dar nu vin roșu și nici suc din fructe rotunde. Nu se taie nimic cu cuțitul. Alimentele enumerate mai sus se mușcă sau se rup. Nu se mătură și nu se aspiră, nici nu se spală rufele. Se spune că zgomotul produs de mătură, aspirator și mașina de spălat îi deranjează pe cei morți. Nu se face treierat, nu se pornește tractorul, nu se taie copacii și nu se folosesc obiecte tăioase pentru treburi gospodărești. Nu se taie părul și nici unghi se oferă pomană pentru pomenirea celor adormiți și se practică acte de milostenie în ajutorarea celor săraci. Nu se dansează, nu se ascultă muzică festivă. Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la cererea ficei Iordaniei, Salomea, care a dansat pentru regele Irod Antipa.